No, 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 stai, stai. De ce am întrebat? I-am cerut binecuvântare părintele Caros și părintele ce zic faptele, s-a citit în biserică, dar n-a fost atentă lumea. Fapte 5:15 a fost. Eu am căzut pe un verset de care nu reușesc să mă despart de duminică, nu e prea mult timp, atât de tare mă interesează. Zice, Și din ce în ce mai mult se adăugau cei ce credeau în Domnul, mulțime de bărbați și de femei, încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și îi puneau pe paturi și pe tărgi, ca venind Petru, măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Ați căutat dumneavoastră umbra părintelui Galeriu? Inclusiv bunicul, sau pe a parohului, de ce nu o căutăm? Fiindcă am pierdut din credință, nu dânsi din putere, noi am pierdut din credință. Textul ăsta, dacă e citit de un intelectual, zice că e o chestie paranormală de oameni destul de puțin educați în lucrurile insensibile. Adică stai la umbra lui Petru ca de acolo poate se face bine slăbănogul sau mai știu eu cine. Nu, este, nu intra, această carte este nu e de mână de om. O mână de om imbecilă putea ca să o treacă prin imbecilitatea lui. Aici e vorba însă de un adevăr. Auziți ce spune poetul, un poet mare, Nichita Stănescu. Apoi ne-am despărțit cum umbra de frunză din pricina unui soare gândit ca un rău al luminii.
Apoi ne-am despărțit cum umbra de frunză. Trimiterea e limpede. Căderea în lumea fizică. Frunza, din frunză a apărut umbra. Și umbra nu e frunză. Din ce cauză s-a petrecut acest fals în care există? Datorită păcatului adamic. O definiție țintită scurt, cum zice Nichita, excepțională. Din pricina unui soare, soare dreptății, din pricina unui soare gândit ca un rău al luminii. Aici e gafa lui Adam și Eva. Gravă. Gravă care nu e o simplă insultă pe care o retrag, ci o convinge. Și mușcă din măr. Adică primește această înșelăciune satanică. Deci, acum să ne gândim la chestia cu Petru și cu umbra lui, unde se așezau fel de oameni. Păi, asta arată că odată cu pogorârea Duhului Sfânt s-au petrecut s-a actualizat conflictul lumii fizice, despărțirea în obiect și umbra obiectului, în umbră purtată. Avem umbră proprie, aia de pe noi, și umbra care o aruncăm. E umbră purtată. Ambele nu sunt noi. La Petru deveniseră el însuși. Adică intrau în constituția, în structura, în trupul lui Petru. Oamenii au simțit. Și s-au apucat și s-au așezat la umbră cu bolnavii lor sau cu problema lor. Nu de tâmpiți au făcut asta, ci fiindcă au prins scurtele. Eu, această biserică era, să zic, s-a nimerit. Este biserica mea de metanie. Aici mi-am schimbat gândirea. Se numește metanoia în greacă. Gândire nouă. Gândire dincolo. Toate nasc confuzii, toate traducerile astea. O să spunem altfel. Nu este un alt mod de a gândi, ci este o altă ființă. E o gândire cu totul altfel, cum se spune, ontologic. Ființa ei e alta decât ființa ălela. Oarecum sunt străine. Și este aceea care am pierdut-o, pe care am avut-o înainte de cădere. Fiul risipitor câștigă gândirea de dinainte să plece în lume. Deci, aici acest fenomen, care zice eu că ține de miracol absolut, nu îl realizăm fiindcă se petrece în timp îndelungat. Pe loc sau în câteva luni sau cât așa, e prin pietre. Încep să te ocolească, te vorbesc pe la colțuri că ai dat în popie, în fel de fel, în popis, cum se numește, și alte lucruri. Ești nevoie să schimbi prietenii, sunt niște fenomene extrem de neplăcute, care însoțesc schimbarea. Vă să zic că aici m-am schimbat. Și
N-am trac să vorbesc în alte locuri. Sunt un profesionist în felul meu. Aici am trac. Fiindcă vorbesc în această comuniune în care dumneavoastră nasta, dacă nițel, nu v-ar interesa. Acel nițel e schimbarea din dumneavoastră. Fiindcă eu ce vă spun sunt numai lucruri prietene, apropiate, asemenea. Dar nu numai că sunt asemenea, sunt și neasemuite, fiindcă nu sunt ale mele. Deci, eu nu sunt un predicator de biserică, vorbesc public, dar în alte locuri. Aici însă mă aflu împreună cu toți cei care ne tăbârcim să ne schimbăm gândirea, fiindcă ni se pare că merită. Nu e rodul numai a unei comparații. Mă compar cu cutare sau cutare. E vorba de ceva straniu, misterios, pe care e numit tindere. O tindere care se naște în tine. De unde? De acolo. Cum? Prin trupul și sângele lui Hristos, livrat de mâna preotului, pe care o sărut, nu ca să-l lingușesc, ci ca să-mi arăt întregul respect, întreaga fascinație față de puterea lui Dumnezeu, căci numai mâna lui poate să o dea. Sunt niște lucruri care trebuie luate în considerare ca să putem să răspundem atacurilor care sunt și împotriva noastră, dar și împotriva clerului. Totul vine, în primul rând, din neștiință. Mi-a plăcut enorm când Părintele Cristian, duminica acum, a actualizat, cu talentul care îl are, niște aserțiuni legate de împreuna lucrare a Duhului Sfânt și a Logosului și a Fiului, așa cum le vede și cum le comentează Vladimir Losky. Aveți cartea aici, probabil că e cea mai importantă carte care trebuie ca să o citim de mai multe ori. Și acolo spunea un lucru. Acum, la înviere, deci, ca să revin, apuc altă chestie. Adică, cum ai apucat-o, mata. El n-a discutat atât despre natura performeră a evenimentului, ci a discutat-o, cum se cuvine, în adevărul ei, ca fiind ecleziologie. Învierea e o chestie bisericească. Devine o chestiune personală la pogorârea Duhului Sfânt, zice Losky și inconfundabil îl retransmite Galeriu. Părinte, tânăr, nu acela. Deci, despre biserică e vorba la înviere. Dacă ne luăm după Zefireli și după zăpăcitul celălalt din America, filmele sunt excelente și unul și altul. Dar mai bine te uiți la un polițist, că sunt mai tari și mai scurte. Deci, nu au nicio legătură. Învierea este un mare eveniment și asta trebuie să primim. Eu n-am primit-o de prima dată. E de vină și pictura. Ai o tâmpenie ce este sus. Cu Părintele Galeriu, vă spuneam altă dată, am vrut ca să o șterg. Și un preot de aici, care a murit săracul, a zis, dacă vreți să vedeți un părinte sinucigându-se, ștergeți. Și bineînțeles că am dat înapoi. Dar astea intoxică, enorm, strică credința gravă. Dar nu intrează pe nimeni că e declarat monument istoric. Aștept să treacă timpul
Și să vină unul care să vadă altfel lucrurile în dezastru pe care îl provoacă. Învierea este un eveniment ecleziologic. De ce? Nu poți să-ți dai seama decât dacă înveți principala lecție a părintelui Constantin Galeru, care nu e a lui, dar el a propovăduit-o. Nu poți înțelege predicile lui dacă nu ai cunoștință de o stratagemă. Bizantin, veche, din primul mileniu. Bizantinul și Bizantina, Bizantina când duce la piață sau Bizantinul, cine știe ce vrea el să facă, întâi pomenește facerea lumii. Și cere toată puterea aceea care a fost acolo, cu care a luat ființă lumea, să se reverse și asupra bietei lui fapte de arme sau comerciale sau administrative sau mai știu eu ce. Ăsta nu se mai practică astăzi. A rămas un document, se numește Crezul. Crezul. Crezul nu, nu este așa, că de-aia e Bizantin, 325. 320, da. Tată la toții, Domnul Făcătorul Cerului și al Pământului. Așa începi ziua, Domnul. Văzutelor și nevăzutelor și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vei. Nu vedeți cum se umple și casa și biserica e doldora de văzduh, văzduh sfânt. Toate velele sufletului sunt antrenate în corabia asta care pornește atunci din mâinile, din mâinile Făcătorului. Fiindcă peste noi o numim facere. Încă este bine. Geneză e o tâmpenie. Francezii o numesc culmea, cel mai e bine, creațion. Dumnezeul nostru este un creator, Domnule. Și noi nu știm cât se întinde creația Lui. Știm un singur lucru, că tot pământul ăsta așa și galaxiile, cel puțin alea care le prindem prin lumina care o transmit, toate au 92 de elemente. Adică eu sunt dintr-o, pe paleta 92. Asta nu înseamnă că mami, dacă e cu noi, nu poate să nu o costă de ei. Deci, dar mai e, personalitatea ei. Personalitatea mea de creator spune, nu e două de elemente. Fundamental. Și așa e. Și galaxiile sunt proiecte tot cu diferite ponte. În una e cuplul mai tare, în alta e cielul mai tare, în alta... N-am zis-o. A zis plugul discapei, așa cum e el în doieni. El zice asta. Dar zice ce trebuie mie. În perică, fără să dea dreptate și să ne mână la biserică, să continuăm o discuție până la nu. Deci, avem de-a face cu un Dumnezeu creator. Asta înseamnă ceva extrem de important. Nu ai făcut pași mari în credință dacă nu devii creativ. Dar e o mare tâmpenie să crezi că creativ înseamnă musai să scrii sonate, picturi, sculpturi, romane sau mai știu eu ce. Sau vreo poezie, ceva. Creator înseamnă foarte multe lucruri. Ca tot pe ce pui mâna să fii creativ. Dacă împaci tu soacra cu nora, face cât un Beethoven. Încercați. Un conflict între soacră și noră este ceva încât Ucraina și Rusia este o bagatelă la nivelul dificultății de a le rezolva. Dar sunt multe, la servici, peste tot. Și fericirile, asta și rezumă. Fericiți făcătorii de pace. Dar asta e creație, să faci pace. Să înveți limbile străine, să... și atâtea alte lucruri. Deci totul este creație. A te apuca de ceva necreativ, măcar de moarte. A te apuca de ceva
având la bază fundamente dubioase, e un păcat mare. În sensul ăsta, cel mai important lucru ce l-a făcut părintele cu mine, n-a vrut să scoată un credincios care să inspire respect și în general să fie conform pravilor. El a vrut să fiu creativ și pe stâlp, creația mea să stea pe stâlp solid, care să nu dărâme primul cutremur axiologic, primul cutremur al sistemului de valori să mă arunce în aer. Asta a fost treaba lui. Dar nu vă supărați, nu știu cât duhovnici fac asta. Că m-a văzut cu mine, am făcut asta, eu nu știu ce a făcut cu Baba Rada, mai știu eu care, și fiecare. Faptul că se bucură de atâta prețuire peste moarte, cred că are aceeași prețuire care o port și eu pentru originalitatea abordării vieții mele persoane. Deci, gândiți-vă, când eu m-am cunoscut cu el, m-a văzut și aici m-a dus să mă miresc, am zăpăcit de credința lui, care nu semăna cu nimic, era un fel de răzmet în biserică. Așa, ce să te reculești? Și primul lucru ce l-a spus, în biserică nu te reculești, doamne, în biserică nu vezi. Și tine se trebuie acolo de ce cântă acela aia. Ai treabă, doamne, și pui mâna așa acasă. Asta spunea părinte. Nu sunteți de acord, înseamnă că nu-l cunoaște, încercați ca să-l cunoașteți măcar după ce este mort. De asta, vuietul acestor personalități, într-o adevăr, mă face să am trac. Și am trag și de dumneavoastră că nu sunteți un auditoriu, ci sunteți cei pe care îi văd de atâta timp și cu care mi-am schimbat gândirea împreună cu dumneavoastră. Proiectul facerii omului o luăm acum ca la carte. A fost, merge și înmulțiți, vă spune Domnul. Era ca să punem în picioare un parteneriat. Nu un fel de dolce farniente undeva într-un spațiu foarte plăcut, în paradis, și ne uităm și în recunoscarea serii, gargară cu locul și viatul. Muncă împreună de creație. A dat și cu Eva asta sau am făcut. Au ales prost. Și atunci au trecut toate secolele astea enorme, mileniile căderii. Căderea este din proiectul, în primul rând. Din proiectul creativ. Hristos când se întoarce, nu este un masochistor. Hristos este jertfit de dinainte de începutul lumii. Citiți-l pe Petru și o să vedeți. Mielul jertfit înainte de întemeierea lumii. Deci e modelul acestei lumi. Jertfa. E jertfă din interiorul Sfintei Trăiri? Mă, de ce încerc? Tu cum te jertfești? Voi trei, cum vă jertfeți? Citiți cartea și părinte, galeriu, înțelegeți? Zice, cum să nu fie jertfă? Dar e nesângerat. Adică, pe Domnul Sfânt, dacă veniți la ziua mea, noastră, mă, vină, da? Și atunci vă gândiți, ce să arunc eu, părinte? Sunt vreo trei obiecte de la el, numai atunci, de fapt, le rup din mine. Dacă ne duce unul din ăla, e o jertfă, nesângeroasă, n-a pus sânge, dar a vrut-o din tine, zice, o rup din mine, așa de o duc, părinte. Asemenea lucruri, deci acest mod de a dărui, care are multe pagini la părintele, de cei
da, clar, jertfă și răscumpărare. Se numește, este modul în care se petrece jertfa Sfintei Trăiri. În cazul acestei luni, care e făcută, e mielul jertfit înainte de facerea lunii. Deci, zice un părinte, păi de unde Hristos stă de vorbă cu Adam, așa cum l-am văzut noi după 7.000 de ani sau cât au fost. Ce ai? Păi dă-mi și întruparea a avut loc înainte. Cum adică nu? Ne jucăm cu timpul așa? Nu, proiectul. Adică cum? Zice, Dumnezeu și pe cele nefăcute le vede ca făcute. Ăsta e singurul argument pentru care în mozaicul, în freștele facerii lumii, apare Hristos așa cum s-a arătat întrupat în secolul 1 al mileniului. Am căzut dintr-un proiect. Dintr-un proiect care se numește Biserică. Fiindcă religiozificarea Bisericii a făcut din Biserică un lucru cu evlavie deturnat. Biserica nu sunt ziduri. Biserica este în și inițial, nu știu dacă vreau să știți, în primele secole, de după pogorârea Duhului Sfânt, au fugit creștinii de lătase. Nu se vedeau nicio parte, că au fugit, era așa, până la urmă au găsit un adăpost prin o întâmplare, fiindcă nu vreau să-și amestece morții, din pe la timp, vreau să spun, cu morții necreștini. Doamne, lasă-ne, noi pe ai noștri îi rogăm sub pământ în altă parte. Aia s-a dat om. Dar nu i-au urmă din nimeni. Nimeni nu avea de-a face cu ei, s-au constatat acum. Nimeni nu avea atât de bun platic, bun lucrător, un exemplu. Exact cum sunt sectația asta. Vrei să ai o cameră văruită, impecabil, nu dar o urmăță. Două la o sectat, nu o face lună. Excepție strictă, regulă. Așa era atunci, creștini erau extrem de greșit. Conflictul a fost în timp acum a fost, noi nu ne băgăm zeul parte în nostru, că a fost în timp cu fantastic, pe când a fost chiar Hristos, chiar este. Și asta a fost luată ca un atac la adresa împăratului, care era și el, Semizeu. Și s-a considerat că de mâini se iertă de vești pe împărat. Dar a început un acel care e în calendar, pe zile, știți dumneavoastră foarte, foarte bine. Deci biserica, suntem noi. Și până la urmă au fost preferate niște săli de notariat, notariatul a fost gonit, încât solea asta, originea ei, este locul mai sus unde stătea notarul și la catolici s-au păstrat și niște coloane, așa, care despar publicul de notar să nu-i sară peste masă. Modificările mari au apărut când a apărut iconostasul, ceea ce cu totul altceva, și vine dinspre Vechiul Testament, dinspre templu. Dar asta e o direcție a discursului, nu vreau să mă îndepărtez de problema de fond. Deci îl face pe Adam, încă n-a ieșit război. Se uită și vede, nu e bine omului să fie singur. Să găsim ceva potrivit. Și atunci îl pune să numească creația. Dă-mi citiți, că eu nu inventez nimic, e capitolul 3. Și s-a apucă ca să numească. Toate făpturile le-a numit. Eu am spus asta, ce înseamnă a numi? A numi înseamnă a putea locui un înțeles.
A numi înseamnă a putea locui un înțeles. Dacă nu e teren viral, n-aparține nimănui și nu știu ce. Și eu la chestia asta așa, care fâșa, îi spun stejar. Dar fâșa face și ăsta, îi spun frasie. Ce-o fi aici? Nu vreau să intru în corespondențe lingvistice, dar asta a fost treaba lui Adam și noi nu știm cât a muncit el la asta și când se uită Domnul, după ce l-a numit pe toate, zice, nu s-a găsit ajutor potrivit pentru el. Și spune un cuvânt, să-i găsim un ajutor deopotrivă. Nu se sublinează asta. Adică, dom'le, de rangul lui. Sfântul Maxim spune, ultimul în creația lumii e făcut omul. De ce? Ca să le recapituleze pe toate. Dar omul are un statut preferențial că suflă Dumnezeu, în primul rând, Logosul. Introduce în el rațiunile lui divine, Fiul introduce în om, le da la rând, la rând, Și se întomomitește din cauza asta nu părăsește trupul când murim. Dacă n-ar fi fost supoarea asta, sufletul se termina împreună cu trupul, fiindcă ele fac parte din originalitatea urmitoare a creativității lui Dumnezeu de a face ceva care nu e în el. Pe genii de ceva, pe lucruri care sunt în societate, care există în el, în geneză, în toate astea, în vetor, în răzbat, în Mozart, final, există un material precedent. Dumnezeu este tu. N-ai niciun fel de tu. Și nici suflet. Am undeva frăză, care nu știu că Dumnezeu nu are suflet. Dar noi, ca Domnului Hristos, și-a luat trupul sufletii, nu și-a luat o moarte. Acest suflet, acest trupul sufletii, s-a unit cu trupul divin. La Iadus, unde vom vedea imediat, se coboară Biserica Spunea. În ea cu Duhul sau cu Dumnezeu. Altă perversiune. Dar cu Duhul s-a coborât. Fiindcă sufletul și trupul, acest binom nu s-a rupt în pământ. A rămas acolo. Și eu vreau ca să vă arăt excursul pe care îl face Domnul. Excursul pe care îl face Domnul rapid. Atenție, chestia cu a murit joi, vineri e mormânt, îl prohodim, formă e sâmbătă tot așa și formă la ora 12, bâști. Dom'le, ce înseamnă asta? Îi acordăm Domnului muncă în iad 3 zile. E cam puțin pentru cât de mare e. Deci ele au valoare, după capul meu, au o valoare de orientare, dar nu de adevăr absolut. Deci, uitați-vă puțin, eu fac așa. Mi-a ieșit ou. Din cauza Paștelui.
Mai rog. Ce-am zis să n-ați acolo, prietene? Giță mentale! Și zice să băr sete. De ce e proba prezente Duhului Sfânt? O să trăiesc în aceleași duminică, când sunt de vorbă cu samarinanii. Auzi o strădătine de vorbă, iar niciunii bărbați din banul lui Ioan. Atâtea adevăruri masive spuse lui Fotin. Zice, să bei o apă, nu vei mai înseta. Domnul a însetat ca noi. Ca să nu se zică, omul care a avut Duhul Sfânt a făcut la paia, care nu însetezi. Ca. Ce face în clipa când a făcut asta? Primul lucru. Deci, ce face? Se numește, e ceva care e simultan, dar totuși există niște ranguri. Simultaneitatea asta nu este chiar indiferentă, are ranguri, aș zice eu. Deci, zice, dom'le, mai avem mormântul, aduce iada, am făcut ca pe zi. Și raiul. Și raiul și iadul sunt în lume. Iar cercul ăla ce l-am făcut este cosmos. Este lumea creată în care omul, pe care omul trebuie să o transforme în antropocosmos. Deci, În clipa când îl face pe Adam, Domnul, Făcătorul, Logosul, predă omului lumea care a făcuse pentru el. Deci Logosul n-a făcut, omul n-a participat la acea lume. Lumea s-a făcut fără, dar pentru el. Deci avem de a face un act de predare primire care s-a petrecut kilotempore imediat după ce s-a terminat
Deci, imediat să revin aici. Imediat ce săvârșitul s-a, imediat Hristos se duce sus în afara lumii. Se duce unde e Sfânta Treime. Sfânta Treime nu este în lume. E oricând se plimbă ca aia acasă, a creat și e păcătorie. Și și preumblarea asta tragică, un om în cârdă de el. Îl acoperit, îl cheamă Ioan Botezător, care îl recunoaște, unul singur. Îl recunoaște pe Botezător, nu știu, nu este amestitor cu el. Că era așteptat în ăla, dacă se mă uită așa, și să mă uită și să zic, și să-l salută pe Botezător. El. Se și dorește o vreme. Se duce în sânul Sfintei Treimi, adică mai presus de cer. Atenție! Orice icoană, definiția unei icoane, țineți minte, vă rog. Nu e definiția mea. Pământesc este ce se vede, iar înțelesul este mai presus de mai presus de cer. Deci nu e angel, că din cerul e angel. Să zicem că cerul e angel, ce sunt astea, așa? Angel. Nu, domnule. Asta este mai presus de cer. Aici, 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 șade Sfânta Treime. Sfânta Treime. Doi ei, care nu facă totul în creare cruci. Și vine în Sfânta Treime, la plată. Avem ca acolo celălalt. A, uite, uite la aici. Puneți-l pe o acolo, în fața lui. În fața, sus. Da, 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 sus. A, nu, 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 pe lățin. Ia uitați aici. Avem așa. Și avem aici. Ce avem aici? Aici avem, deci. Trei îngeri. Aici e o construcție ne lasă sculele grav.
Au venit în spate, de obicei se capitele. Aici, în spatele Îngerului a Duhului Sfânt, e un deal pe care este Muntele Moria, unde se va duce Avraam cu Isaac să ia el pe muntele. Iar aici este un copac, stejarul de la Adam-i pe știu oameni. Ce aveți cu ei? Ați văzut? Stejarul de la Mamurin îl veți găsi și la intrarea Domnului în Ierusalim. Este din Ierusalim. Da. Deci asta este scena văzută de Avraam, care pune pe masă aici, pe masa aceasta, ce vedeți? Pune fel și fel de bunătăți. Pune așa, un picior de porc, e de obicei într-o farfurie, așa, brânzeturi, lucruri bune, zarzavat, un plombiraj cu vinuț, tot ce trebuie. Cu sara asta, de obicei sunt figurați la poale aici, mitutici, de ce îngerii sunt ăștia. Îi face minte aici. Dă-ne, Domnul vine de pe cruce, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Logosului vine, și pune în fața Tatălui acest potir. Ce este potir? Ce este potir? Deci, doamne, dumneavoastră, vedeți, ce-a făcut lucrul meu? O idee? Nu e o idee. Fiindcă a folosit un model existent pentru a-i modifica traseul. Este un obicei care aparține tradiției bizantine. Deci eu trebuie să fiu sigur că ea sunt treimea. Și cum știu eu că sunt sigur ea că acei treime sunt treimea și nu niște demoni cu timp de lege? Păi ei apar ca așa cum au apărut lui Avar. Și atunci, Rubio, pentru cu totul alt eveniment, folosește aceeași scenografie ca să zic așa. Casa lui Avraam, Moria, stejarul de la Mamurii, modul cum stau, vedeți, aici se face cosițele Logosului, aici se face cosițele Duhului Sfânt, ăsta de obicei bate spre verde, că e mai ecologic. Ați înțeles ce vreau să spun. Ăsta e Duhul Sfânt acolo și acolo, și acolo este Tatăl. Tatăl ține mâna așa, nu știu să fac mână care vine cu mână. Ba, știu.
cer de la Tatăl. Nu permisiune, Doamne, că noi n-am. N-are de gând să facă ceva rău. Are de gând să facă ceva ce nu s-a mai făcut. Și trebuie putere de la Tatăl. E dacă am atare, când vrei, dacă e instituția, o iei până la punctă de sărbători. Și vii la Părinte, la aici, Părinte, vine cu contactul cu el la Tatăl. Să nu te spuneze orice la mașină, să nu dea sine cineva, și în general, în alte evenimente, fenomenice, ca să poți ca să ți se întâmple. Fică tot creștinismul este o credință a puterilor. Trebuie să fii irresponsabil ca să fii necreștin. Și prostul creștinism e când se iese din acest regim și se intră în șamanism. Adică devine incantator. Și incantator e în parte când nu se mai înțelege ce se spune și ce se cântă, ca o lumea se gândi. Deci atât de trebuie. Ce ești nebun? Păi nu putea să spună că este ceva religios. Dar de unde știi că n-a spus? Deci este inadmisibil asta. Ăsta e șamanism și este orientare incantatoră. Deci, aici e sângele vărsat pe cruce. Îl găsiți în Evrei. Se duce Sfânta Sfintelor, Pavel spune, nefăcută de mâna omului. Și acolo pune potirul cu sângele său în fața lui, în fața Tatălui, și a Duhului Sfânt, Tatăl vede, binecuvântă, și în clipa aia, și în clipa aceea, coboară în picaj, de aici, fiți atent, de mai presus de ceruri, la iarba. Este un traseu amețitor, dacă stai, pe desenul meu, de coboară de mai presus de ceruri, deci din afara cosmosului, vine la iarba. Împuternicit, adică cu putere delegată care se asociază puterii lui și puterii Duhului Sfânt. Și începe ca să învie, înainte de asta, a lăsat trupul în mormânt. Și spune, în mormânt cu trupul. În mormânt cu trupul. În iad cu Duhul, om Dumnezeu, lăsăm că aici avem ceva și în rai cu târharul. O să vedeți, dacă mergeți la Vântul Mănăstire din nordul Moldovei, unde este judecata de apoi, în dreapta este raiul, că unii sunt acceptați și intră în rai, și alții intră în iar. În rai este Maica Domnului între doi îngeri, de la intrare. După aia vine tâlharul, îl recunoaște să ține o cruce în mână. După tâlhar vine un copac, în care este un copilaș. Cine este? Iisus Hristos. Domnul este cu noi. Matale este teolog? Istoric. Istoric? Istoria bisericii. Istoric istoria. Foarte bine. Și după aia vine Avraam și Isaac și Iacob cu niște vorbote în mână care sunt suflete. Ăsta este raiul, așa cum îl exprimă concentrat tradiția ortodoxă. Nu m-aș ocupa de acestea acum, fiindcă nu asta este tema noastră.
Vedeți, dumneavoastră, aici este Maica Domnului, între doi îngeri, îngerii săștia, cu arși, frumos, așa. Aici este tâlharul cu crucea, vedeți? Aici este copacul, care este Domnul, Hristos Emanuel. Și aici sunt cei trei, Avraam, Isaac și Iacob, toți cu formotele astea mici, dar mergeți și le vedeți că sunt făcute extraordinar. Dar noi să vorbim despre coborârea la Iad. Dom'le, coborârea la Iad este o icoană care arată asta. Este Hristos. Este Hristos așa. Astea-s porțile iadului, el pășește pe ele, aici e mormântul Eve, pe care o extrage, aici este mormântul lui Adam, pe care îl extrage și pe el, în diverse icoane, în diverse ipostaze. Eu vreau ca să atrag atenția asupra acestor două direcții. Picioarele Domnului. Fiindcă icoana aceasta care o urmează, ea este un model iconic. Model iconic înseamnă arhetic. Este forma originală a Eva. A Eva. Cine a fost? Păi tot, de unde știu? Păi nu știu.
Lasă nu vedeți că sunt insondabile, toate. Făcătorul cerului și cerul și pământul. Băi, nu sunt ce puteți să gândiți voi. Așa se uită în lumea lui și nebună. Vedeți dumneavoastră unde este frauda mare. Fiindcă eu nu pot să apăr dogmele sistematic. Dacă apăr sistematic dogmele, intru în convenția celui care mă provoacă. Eu pot să apăr dogmele teologice și printre ei. Tot carisma. În momentul de față, teologia noastră aici în România are puternice deturnări sistematice. Creștinismul românesc are o dată excepțională, o calitate este iconică. De ce are de excepțională? Fiindcă creștinismul este iconic. De ce e creștinismul iconic? Fiindcă Dumnezeu s-a arătat în timpul oamenii. Cuvântul. 13 de ani icoana s-a plimbat prin lume. A evea. Fiindcă orice model iconic are, este o formă care a fost. Brâncovenii au fost. Nu i-a văzut toată lumea iconic. Nu au văzut-o pe Maica Domnului care a strâns grupul și l-a făcut ca să nu cedeze. Dar ei așa au fost. Formă ce pictez eu, este o icoană în parteneriat cu Duhul Sfânt. Bă, da, dracu' ești, dar e dar și parteneriat cu Duhul Sfânt. Hai că m-am omorât. Băi, eu n-am făcut nimic pentru parteneriatul ăsta. El vrea să fie partener cu mine. De-aia și venit după mine, n-am vrut. Eu am făcut toate mândările posibile și tot el vine. Hai să facem de la început. Hai să luăm de la început. Și ce face atunci, domnilor și doamnelor? Face următorul lucru. O echipă, Domnul. Domnul n-a venit pentru poporul din Israel să ne intre bine, ca și Domnul. Domnul puțin îi păsa ce zice poporul, de ce zice el. Și atunci i-a livrat parabole în permanență. Ei s-au ținut după Domnul pentru minuni. Aia e altă chestie. Care e misericordia, îl văd pe la slăbănoc. Nu o să fiu eu, Dumnezeu, creatorul lumii, a pământ, am văzut-o și nevăzut-o, să las pe nenorocită, sau pe baba aia, nu mai poate să... Nu se poate. Dar nu prea are treabă. El ranforsează, face o echipă. Să vezi apostolul. Lor ne dărmăcește, ei și treabă. Dar de ce nouă ne dărmăcește acelor le spui? Fiindcă ei nu trebuie ca să înțeleagă, nici nu vor înțelege. Adică repetă ce îi spusese în Israelia să fie, dar e năprază. E năprază. Și că este așa. Este faptul că la rugăciunea de despărțire, rugăciunea către Tatăl, el spune clar, eu nu mă rog pentru lume. Eu mă rog pentru aceștia și pentru cei care cred în lucrurile pe care le-am investit, pe care mi-ai cerut să le investesc. Deci se roagă pentru echipă. Adică ce face? Pune la punct unitatea bisericii. Cum a zis Sfântul, relându-l pe Losica, moment de proră teologică, îl reia și spune atât de prost. Dar, păi toată lumea a rămas, deci desmedicirea vine la 50 cime peste 5 săptămâni. Câte sunt? Peste 50 de zile vine deslegarea întregii chestii. Până una alta,
ieri am aniversat, am prăzut din nou distribuirea învierii în duminici. Asta este Duminica Tomei, este dispecerul învierii. Nu știți? Citiți-mă ce ați făcut, eu n-am făcut nici teologie, nimic. Eu am luat ăsta, Pentecostal, am luat Pentecostalul și l-am citit ca nebun, ca de aia, ca Cristi, e atât de extraordinar tot, e atât de exploziv și o parte în alta, cu ajutorul lui am ajuns aici, ca să credem asemenea lucruri. Deci acolo aflăm exact ce s-a întâmplat. Și mai ales ce spune cu Fotinie, e extraordinar. Dar ce vreau ca să zic? Atunci se livrează un creștinist care se interiorizează, devine prin puterea Duhului Sfânt, se personalizează în fiecare. Și în clipa aia începe și exercițiul apostolic. Deci credința creștină nu e o credință intimisimă, cum îi ziceam noi. Generația mea nu iubește foarte mult așa să facă panorama de credință, că vin să îi încare libertatea unui sesiune. De mult nu mai se îndrăbine așa cum nu mai corpi. Apoi, dă-ne seara, cântă cu Hristos. Păi le spune Hristos, de aici înainte o să fiți ca o cetate în curs de deal, de munte. Adică te vede toată lumea. Te arău ori, că tu nu poți ca să nu spui celuilalt minunea pe care, și puterea pe care, cu care ai fost făcut solidar, soțit pentru mine. Vino cine ne face, haide ca să, dacă văd un film, nu-i spune o prietenă, hai că te arăt eu, vreau să mă duc eu. Nu, să vedem împreună. Acolo stai eu și să duc, uite acum, bă, plec, cum mă îmbunește. Ăsta e apostolat, este ceva jenant pe care ți-l ascult până când se petrece o oboseală a rezistenței celuilalt, mai lucrează și Domnul pe partea asta altă și începe să devină îngăduitor și o ia și pe partea lui, și așa mai departe. Apostolatul este o lucrare puternică în lume, care este livrată cu permanență, este apărată din puteri divine, cum a ieșit din pușcărie acum, nici nu știu cum au părăsit-o și așa mai departe. Deci, modelul teologic este coborârea la iad, dar e prelucrat în Academie. El s-a numit Paște. Ați văzut dumneavoastră undeva să scrie, sau pe calendare, icoana Paștelui? Doamne ferește! Dar toată lumea știe că e Paște. Au nebunit popii cu chestia coborârea la iad, doamne, chestii s-o fie Paștele, doamne! Și ce e Paște? Pe-a înviat Hristos. Asta este, se numește la francezi, la foie du charbonnier. Adică neamul prost cam așa crede. Incult, crede incult. Și s-a răspândit în România pasiunea pentru trăirism, ceea ce este pegră. Vreau să spun, facem parte dintr-o biserică ilustră. Lucrează părintele insezizabil, așa pe dedesubt. Rar am auzit un discurs de Paște afară în drum ca al parocului. Am vrut să-l prind, să văd dacă vorbește mult. A fost țintit scurt, cărnos, precis. Dom'le, ăsta e creștinismul. Este catacombal și împreună este și doxologic. Dar nu trebuie să doxologim mai mult decât să... Deci trebuie ca să devenim restrictivi și mai măsurați. Și, fiindcă, uitați-vă, definiția lui David a învierii. Deșteaptă-te, slava mea,
ăsta e tatăl. Îl găsiți în psalmul 117 sau 56, se repetă. Deșteaptă-te, slava mea, zice tatăl. Adică cum slava mea? Pe care-i slava lui Dumnezeu? Smerenia, că n-are unde să ducă mai sus, cel mai, cel mai. Deci slava lui Dumnezeu este cât poate să se zmerească. Cum și la iad, așa spune teologia, a mers până la confiniile iadului. Le-a luat pe toți afară. Deșteaptă-te, alăută, psaltire și alăută. De ce spune alăută Domnul? Istoricul, de ce spune alăută? Deșteaptă-te, psaltire și alăută. Zice Duhul Sfânt. Fiindcă numirea bizantină, Fiul, Logosul, Duhul Sfânt este numit Arcușul cel Dumnezeiesc. Arcușul cel Dumnezeiesc, care cântă pe Hristos, pe Logosul, care e alăută. Și psaltire, da? Și ultima, deșteptam-o voi dimineață. Eu înțepenez la asta. Sunt mai receptiv la David decât la multitudinea de sfinți care au urmat novotestamentari. Fiindcă văd aici, cum să spun, o fulgerare extraordinară. Trebuia să se simtă și în biserică. Am primit toate pastoralele de la Sfinții Părinți sinodali. Toate țin cât aia de la noi. Adică nebunești, ei nu știu că suntem cu toții în biserică. Osteniți, că de-abia așteptăm să luăm Sfânta Împărtășanie, să ne ducem acasă, e 4 de dimineață, frate. Nu o ții încă aproape 40 de minute. Și în lucruri plate. Dezolam plate. Dar dacă ar fi Flaubert, dacă ar fi Dante, dacă ar fi orice și nu suportă nimeni. Trebuie un cuvânt scurt, cum a avut părintele. L-am și întrebat, pe urmă, părinte, l-ați avut scris, că era cu spate la mine. Dom'le, îi ieșea totul. Fiecare cuvânt mergea perfect. Era solidar cu celelalte și foarte, foarte concentrat. A spus tot. De se poate. De se poate. Vreau să mai adaug acest lucru. Ne apropiem de sfârșitul. Deci, Hristos, nu, Dumnezeu, treimea, n-a vrut să dea un număr spectacular, unde să-și arate puterea de a învia, de a transcende toate greutățile noastre și cu prilejul ăsta să sporească puțin și timiditatea noastră, că prea am ajuns obrani. Nu asta a vrut. A vrut să pună bazele bisericii. Dacă noi, cu ajutorul părinților, vom ajunge să vedem în toată în tot intervalul ăsta de 50 de zile, tot timpul construcția comunității noastre, că e comunitatea noastră, i-a luat ființă în felul ăsta. Am avut și un Fotiniș, și un Slobănoc, și un... toți erau pe aici așa și mișunau și la noi și peste tot, iar puterea bisericii se poate vedea la orice maslu. Dacă sunt mai mulți prieteni și oameni solidari cu cancerosul înregistrează spectaculos a doua zi, a treia zi îmbunătățiri, că rămân doctorii. Nu le facem des, nu avem încredere. Vai de capul nostru, mormântul este crat, mormântul gol. Învierea fără mormântul gol nu există. Ce originalitate, ce ingeniozitate extraordinară să pledeze pentru propria înviere printr-un mormânt gol.
Au început să se întrebe ea pe mine, dar ștergarul ăsta, cum a fost, cum l-am venit, nu se știe nimic. S-a ajuns în niște texte, da, aberante. Mormântul gol unește și concomitent ține deosebit taina crucii cu taina învierii. De ce? Domnul istoric, dacă îmi spuneți, voi vii la masă mâine. De ce mormântul ține taina crucii și cu taina învierii? Am spus, e cratimă, le unește, de... dar... Vă rog? În același timp legate, da, și despărțite. Da, și de ce ocupă acest loc? Că și Hristos, Hristos e cratimă între cer și pământ. Maica Domnului e și ea cratimă, unește cerul cu pământ. Zice. Cu trupul în mormânt. Cum? Cu trupul în mormânt. De pe cruce, trupul ajunge în mormânt. Iar la înviere, iese din mormânt cu trupul, transcede, iese din mormânt fără să rupă, pune piatră. La fel cum la naștere s-a născut fără să strice fecioria Sfintei Maria. Și apoi vine pe pământ 40 de zile, după care 9 zile, cele 9 ceruri, iar în a 10-a zi, a 50-a de la înviere, la Dumnezeu, dincolo de ceruri. Îmi rămân bani, nu vă dau masca de mâine. Ați dat în aia al lui Patriarhul, de fapt nu al lui Patriarhul, al ăla care i-a făcut asta, citirea pastorală. Ăla care i-a făcut-o, a luat-o și a început să explice. Sulița aia, toate simbolurile răsuflate posibile. Am să vă spun altă. Pentru că nu v-am jignit dacă nu mâncăm împreună mâine. Îl invită comunitatea, restul și pe mine nu, că nu l-am invitat. Ce urât! Așa sunt răzbunări necreștine. Se găsesc la protestanțe în parte dreptatea cu creștinismul. La noi se împarte mila. Cu creștinismul folosește ca să împărțim. Așa. Ce vreau ca să vă spun? Vă rog să nu uitați că nu crucea este în centrul ospățului veșnic. Că unde vrem să mergem? În rai n-avem ce căuta, că este expirat. Iar ce zicea Cleopa, mântava raiul, îmi pare rău. Un călugăr fără studii superioare. Dar un călugăr, cum n-am mai fost. S-a văzut într-o chestie care nu... Raiul este expirat. Odată ce Sfântul Ioan Gură de Aur, care e mai ceva decât Părintele Cleopa, zice, la atâta răutate a omului, căruia îi dăduse paradisul, Domnul acum îi dă împărăția, adică mai mult decât paradisul cum. Păi ce să caut eu în paradis, să mă plictisesc de moarte? Căderea mea, că e care cum mă țipine la gândi. O oră stau și plâng, asta când era mic, mă jucam aici, și până ce să fac cu picioare, nu știu, scoșteți-mă în domnul, să ne pun și să caută. Raiul este expirat. Nu are actualitate, suntem persoane tragice, suntem persoane, cum să spun, parau un casat, un urât de pe urma istorului. Din pricina unui soare gândit ca un rău al luminii. Am încasat-o ce nu s-a văzut. Deci nu împărăția ne așteaptă. Împărăția e asta deja. Dumneavoastră nu vă dați seama, ascultați un text la care e un procent foarte mare care stau cu spatele. Nu vreau să-l pun la scara națiunii, dar este groaznic, dacă stăm să numărăm. Faptul că nu vă plictisiți, nu huiduiți, înseamnă că chiar dacă eu vorbesc prost, găsiți o
o relație, de unde să intrați cu mine, să coroborăm. În centrul împărăției lui Dumnezeu stă mormântul învierii. Ia uite, Doamne, ceva mai frumos n-ai putut ca să iei, ceva... Păi, vreau să s-au zis de Paștere, cea ce cântare îi fac părinții în altar, este cel mai divin, lasă în spate și crucea. E cel mai divin, lasă în spate și învierea. De ce? Nu vreți să luăm asta. Mai bine, vede? Nu știu, inconsistența morții, mormântul gol. Care inconsistență? Să vezi că morții de consistență. Păi nu e mormântul acesta al învierii, arată, nu este moarte. Acolo nu este moarte. E victoria asupra morții, de fapt. Deci acolo nu e moarte, se vede că nu e moarte. Dom'le, dumneavoastră ați auzit, în primul rând, îmi face o deosebită plăcere să vă spun că printre noi un foarte mare poet care e prima dată la noi în comunitate, dacă s-a rătăcit sau mai fi rătăcit altă dată, îl cheamă Lucian Vasilescu și am timiditate și pentru înțelegerea lui. În sensul ăsta am spus, am stat acasă și am făcut un plan, nu să nu vedeți că e un plan. Adică eu mă abat că vorbesc mult, dar planul știți cum este? O să-l public, e aur. Și acum spun propoziția finală. Mormântul e... Fiindcă nu știu... Dom'le, vreau să știu și eu cine îmi răspunde de ce e mormântul gol în centrul împărăției, care este chiar altarul. Sub altar sunt moaște de mucenici. Este mormântul gol. Că noi suntem în împărăție. Trecerea de la moarte la viață? Nu. No. Cum? Victoria asupra morții. Tot timpul, Doamne, noi nu scăpați de zefirelii nici morți. Doamne, vă rog frumos. Altceva. Mata, știi, domnul Vali? Știu că într-o cântare, Hristos iese din mormânt ca într-o cămară de nuntă. Mă gândesc că ideea asta a munții este ideea împărăției, de fapt. Ai dat-o sexual acum. Lasă-o în pace cu nunta. E nuntă, e. Din Cana. Dă-me, am să vă spui. Este ceva care trebuie să ne umple de o bucurie foarte mare pe toți. Este dovada absolută că împărăția este creativitate. Că nu ajungem acolo și ne uităm la Hristos toată ziua așa ca blegii și El ne dă câte o Pepsi și iar ne uităm milenii. Ne uităm la El că frumos e Domnul. Lucrăm cu Hristos. Ne așteaptă parteneri. Păi și ce are cu mormântul chestia asta? Păi mormântul este creuzetul învierii. În el s-a plămădit taina învierii, care nu știm ce e. E transcendență, e tot ce vrei să... Este, nu este nici potir. Este creuzetul învierii. Care este un eveniment poate mai înalt decât întruparea. Cu toate că Părintele Galeriu asta spunea, mai tare mi se pare că viața a putut să moară decât că viața a înviat. Și ai dreptate aici. De asta zic, acolo e creuzetul, acolo s-a făcut chimia asta a tainei învierii, care nu știe nimeni ca să o dezlege, nu o va dezlega vreodată. Și în jurul acestei uriași creuzet pivotează toată energia creativă a împărăției. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări, răspund.
pe gen de istoric. Da, am învățat. Da, pus eu nu, să vedem la ce ori ne vedem la masă. La ce ori ce? Ne vedem la masă. Aici, la masa asta, duminică. Dacă vrea să mă spovedească, dar nu prea vrea. Mă da, mă da. Că sunt om rău și nemilos.